După o primă vizită de lucru în Slatina ocazionată de manifestările dedicate zilelor orașului, membrii filarmonicii din Craiova au dorit să revină. De data aceasta au poposit în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor, acolo unde au invitat elevii slătineni la o lecție muzicală interactivă. Evenimentul de astăzi se dorește a fi o lecție de muzică pentru copiii care în această săptămână desfășoară programul Școala Altfel. Filarmonica din Craiova, prin Corala Academică, a adus o lecție de muzică copiilor din municipiul Slatina și încearcă să trezească interesul și plăcerea pentru un anumit fel de muzică. I would like to thank the Vice Mayor of Slatina for the acceptance of our proposal to communicate on a different level, educational level, our product that we're producing at Oltenia Philharmonics. And we're very happy to be here and looking forward to extend our collaboration. This is a very important and interesting approach to interact with the students. And I was very nicely surprised that the children are taking it and they are enjoying. Pe tot parcursul concertului, elevii au fost invitați să urce pe scenă să cânte împreună cu membrii corului. Alături de dirijorul Manuela Enache, cei prezenți au învățat și noțiuni despre ritmul muzical. Este nevoie de o cerură ritmică, adică un exemplu de ritm care să nu se schimbe pe parcurs, astfel încât publicul să poată cânte, da? Ceva scurt. Reprezentanții filarmonicii Oltenii au dat asigurări că astfel de evenimente se vor repeta la Slatina pentru a stârni interesul tinerilor către acest gen de muzică.